Bună ziua și bine ați venit! Sunt bucuros că ne aflăm astăzi în ziua semnării contractului de lucrări pentru reabilitarea școlii Lucani, structura școlii gimnaziale Alexandru Miru Mărginie, având în vedere faptul că procedura de achiziție a fost lansată de 3 ori pe SIA, acum lunile iunie, iulie și anulat în fiecare dată, deoarece nu a fost depusă nicio ofertă. Antreprenorul care va realiza lucrările este asociat Install Plus, SRL, Lider, Societatea Energovital Prest, asociat, Societatea Nixon, SRL, subcontractant. Firmele sunt din Bacău. Valoarea contractului este aproximativ 573.000 fără TVA. Această investiție este realizată cu fonduri europene nerambursabile din programul operațional regional 2014-2020. Rog pe domnul proiectant, arhitect Sorin Polan, să ne prezinte scurt lucrările care se vor realiza. Bună ziua! Se va reabilita termic toată partea de exterior, pereții exterior, se va monta un termosistem și pe pereții exterior și pe socul clădirii. Vom proteja, vom termoizola planșeul de peste parte. Vom repara elemente izolate ale șarpantei și, cel mai important, vom reabilita toate instalațiile interioare ale clădirii, instalația electrică, instalațiile sanitare și instalațiile termice. Vom înlocui radiatoarele de încălzire, vom înlocui cazanele pentru încălzirea școlii. Vom monta panouri fotovoltaice pentru a asigura 70% din necesarul de energie electrică a clădirii. Și vom face și o mică extindere, grupuri sanitare, fete băieți, pentru a corespunde normelor actuale, mai ales din punctul de vedere al funcționării școlilor în general. Proiectul a fost un proiect frumos. Acum începem și trecem de la desenele de pe hârtie și toate calculele de pe hârtie, trecem și în execuție. Așteptăm să facem recepția la terminarea lucrurilor. Suntem bucuroși că ne aflăm aici, așa, la capătul procedurii de achiziție. Așa. Așteptăm să începem lucrarea. Să o terminăm mai repede decât e programul. Sperăm. Bună ziua! Noi suntem cei mai câștigați, să spunem, beneficiari. Noi, de fapt, copiii. Pentru că le creați, prin acest proiect și prin faptul că v-ați gândit la școala noastră, le creați condiții mai bune copiilor. Și, să spunem, că aducem școala la condiții optime de a-și desfășura activitate didactică și copiii să intre cu plăcere și să vină și să rămână în școală. Că, din păcate, avem din ce în ce mai puțin copii. Ne dorim condiții foarte bune și vă mulțumim că v-ați gândit la noi, că școala va avea un aspect mai frumos. Sperăm că, într-adevăr, veți realiza repede lucrările. Doar să vă rugăm să țineți cont că este an școlar și, în funcție de cum o să permite, o să începem și școlile. Vă mulțumim foarte mult! Ceremonia de desemnare a contractului de lucrări acum. Să dar vine la poză.
Mulțumim, ar sunteți emoționați. Nici nu mă gândeam să prind atâtea proiecte. Ți-am să mulțumesc la echipa din primărie. Fiecare dintre ei vine mai emoționat. Domnul președinte Consiliului Județean, domnul prefect. Adăugă că în ceea ce privește investițiile pe învățământ, chiar din punctul ăsta de vedere, sunt foarte bine. Deja am finalizat construcția unei grădinițe cu program prelungi la Barați. Cealaltă de la Luncan este în construcție. Avem aceste două proiecte, și școala Barați și școala Luncan, pe care astăzi semnăm lucrările de reabilitare pe POR. Adică chiar considerăm că ne-am implicat puțin în ceea ce privește învățământul de la noi, mai ales că fiind aproape de Bacău, ne lovim de migrația elevilor de la țară către oraș. Încercăm să-i ținem aici, la noi. Și vreau să intervin un pic, domnule prefect, domnule primar, întreaga echipă de aici de la primărie, și să vă spun că este foarte important și prezența noastră aici, asta înseamnă că orice investiție, indiferent cât de mică sau mare este, atunci când vorbim de domeniul educației, este foarte importantă și este prioritară pentru Consiliul Județean. Cu atât mai mult cu cât, iată, în urma unui proiect s-a obținut finanțare din programul operațional regional prin Fondul Economic de Dezvoltare local. Ceea ce nu este puțin lucru, ele sau această investiție se adaugă la celelalte pe care le-ați menționat aici. Condițiile pentru educație, fie că vorbim de reabilitarea școlii, fie că vorbim de extindere, fie că vorbim de construcții noi, trebuie să fie prioritatea numărul unu. Iar la nivel județean, în toate comunitățile, așa cum este prevăzut în strategie, este o prioritate tot ce înseamnă investiții și nu numai, și vreau să vă amintesc aici, pe lângă investiții, investiția în resursa umană. Pentru că cea mai importantă investiție, până la urmă, înseamnă resursa umană. Dacă ai o resursă umană de calitate, iar ceea ce facem noi prin investiții în educație, îndrumăm, formăm viitoare destine și să le dăm posibilitatea și să le arătăm, decizia le aparține, că pot rămâne aici, pot învăța aici, pot să-și construiască un viitor aici, în comunitate, în județ, în regiune și în țara România. Felicitări tuturor! Rămân, împreună cu colegii din Consiliul Județean, rămânem un partener serios în tot ceea ce înseamnă și proiectele viitoare, așa cum ce ați implementat aici în comunitatea din Mărgineni, chiar dacă nu este cazul acestui proiect, a avut drept urmarea unui parteneriat sau rezultatele multor proiecte implementate aici, realizate, au fost urmarea acestor parteneriate între Consiliul Județean și Consiliul Local Mărgineni. Felicit întreaga echipă. Sper, într-adevăr, constructorul de acum să-și facă treaba cu seriozitate și, într-adevăr, să termine construcția și să termine lucrarea de bună calitate și într-un termen foarte scurt, adică mai scurt decât cel care s-a angajat prin licitație. Din fericire, avem constructori buni și aici, în Bacău. O spun asta pentru că văd în șantierele din județ și avem un exemplu pozitiv în care un constructor termină în mai puțin de jumătate din termenul în care s-a angajat, deci se poate și calitatea este foarte bună, tot așa, pe finanțări guvernamentale, cu finanțări din fonduri europene. Felicit toată echipa și mult succes la implementare! Mulțumim! Da, vă mulțumesc și cuvânt, vă mulțumesc pentru invitație. Vreau în primul rând să felicit echipa primăriei și pe domnul primar. Cred că abilitatea unui primar constă nu în a solicita fonduri de la guvern, ci în a atrage fonduri. Asta înseamnă să fii un bun gospodar, cu atât mai mult cu cât sunt investiți în zona educațională. Într-adevăr, pentru dezvoltarea societății noastre, cel mai important lucru e educația. Fără cultură nu se face nimic.
Nu putem să afirmăm că suntem un popor mândru, că suntem un popor frumos, fără să nu promovăm modele de oameni cultivați. Și fără să ajungă în anumite situații să conducă destinele acestui județ, acestui țăr, oameni care să aibă la bază o pregătire serioasă. Pentru a avea la bază o pregătire serioasă, trebuie să ai condiții în care să-ți desfășori. Și vă felicită încă o dată pentru lucrul ăsta. Și nu vreau decât să spun, eu sunt un om pragmatic. Ar fi bine și ar fi corect ca constructorul să termine și înainte de vreme și cu lucrări de calitate care, într-adevăr, să justifice fiecare leuț absorbit cu atâta greutate la un moment dat, pentru că aici e vorba de multă muncă în spatele semnării acestui contract. Pe de altă parte, îmi felicit și pentru celelalte investiții care domnul primar le-a atras la nivelul UAT Mărgineni și vă asigur de întreaga deschidere a instituției prefectului. Știți foarte bine că conduc grup de lucru pentru implementarea proiectelor guvernamentale europene la nivelul județului și atât timp cât voi fi în funcția în care sunt acum vremelnic, voi oferi, așa cum am făcut-o și până acum, întreg sprijin. Vă mulțumesc și vă felicit încă o dată. Mult succes! Aici a fost ușor, de acum... Mulțumesc! 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 Mulțumesc!